În lupta dintre cei doi nominalizați, câștigător ar fi liberalul Marcel Romanescu, asta în condițiile în care acesta ar fi susținut și promovat cât mai curând de partidul din care face parte. La municipiu, de la opoziție la PNL, eu spun cu toată răspunderea pe care o am și nu cu vreun partid, cu Marcel Romanescu va câștiga detașat. Dacă de acum va acționa, este pe 5 ani dacă candidează din partea PSD-ului. Mai sunt și alții de la PSD. Potrivit președintelui Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice în Gorj, la ora actuală PSD este un partid care pierde procente. Nici PNL nu s-ar bucura de o creștere semnificativă în rândul alegătorilor, devină fiind neînțelegerile din sânul organizației. Danilie Morega susține că în rândul votanților cel mai bine prind noile formațiuni politice, care aduc măsuri clare și pe termen lung.